Bună ziua, numele meu este Michael Niță. Sunt elev la școala primară Spectrum în clasa 3-a E. Proiectul meu face parte din SDG-ul numărul 6 și anume apa curată și sanitație. Numele proiectului meu este Poluarea din râuri. Mă interesează de acest proiect pentru că am văzut că oamenii aruncă gunoaie și diverse materiale și în râuri și lângă râuri, ceea ce este foarte rău și vreau să se cunoască aceste lucruri și să nu se mai întâmple. În România, consumul de apă pe zi pentru fiecare persoană este de 200 de litri. Apa potabilă luată din surse de suprafață, precum râuri și lacuri, este de 20% din totalul apei potabile. De aceea trebuie să avem mare grijă de această apă, de care au nevoie și animalele și plantele subacvatice. Soluții. Trebuie ca oamenii să fie mai conștienți, mai educați cu privire la acest tip de poluare, pentru a înțelege răul pe care îl fac. Este necesar ca legea să fie mult mai aspră cu cei care aruncă gunoaie în râuri și lacuri. Albile râurilor trebuie curățate urgent. Copiii, dacă înțeleg mai bine acest pericol, să discute cu părinții și să îi convingă să ajute la respectarea naturii. Am plecat cu tatăl meu să-mi arate un râu la numai 12 km de centrul capitalei României, București. Se numește râul Sabar. Știam că sunt multe gunoaie aruncate de oameni răi în toate râurile. Am mai văzut aceasta de multe ori, dar am sperat că aici este mai bine. Avem o țară foarte frumoasă, binecuvântată cu munți, deasuri și câmpii, frumos armonizate cu multe râuri și lacuri. Este un rai pe pământ. Sute de mii de ani apele au fost curate și nepoluate, însă în ultimii doar 100 de ani oamenii au murdărit totul în jurul lor, cu deșeuri din plastic, din produse care provin de petrol și cu foarte multe substanțe chimice și materiale diverse, aruncate peste tot, cu nepăsare. 100 de ani de când este omenirea pe pământ se pot compara cu 3 secunde dintr-o zi completă de 24 de ore. Apa din râuri și lacuri este mult folosită ca apă potabilă în multe orașe, inclusiv în București. Noi nu avem dreptul la apă bună de băut, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății, dar păsările cerului, dar vietățile și vegetația subacvatice și cele de suprafață. De ce trebuie să vedem mereu aceste gunoaie aruncate în râuri și pe marginea râurilor? Am observat că gunoaiele se mai strâng uneori, dar foarte repede apar la loc. Când oare oamenii nu vor mai arunca gunoaie în râuri? Când le va pasa? Știm că sunt multe cazuri în care canalizarea, adică ce rezultă din WC-uri, ajunge direct în râuri. Sunt pericole mari de infecție în bolnaviri, în epidemii. Adesea văd plutind și pe Dunăre tot felul de gunoaie, mai ales peturi de plastic. Eu cred că generația mea a copiilor din ziua de astăzi va trebui să curățe aceste gunoaie făcute de adulții din prezent. Nu mi se pare corect. Ce soluții avem? Ce se poate face? Cred că școala trebuie să dezbată mai mult problema poluării și să educe copiii să respecte natura și să nu mai arunce gunoaie în râuri. Cred că în familie copiii trebuie educați să depună gunoiul doar la locurile special amenajate și pe categorii, separat pentru hârtie, separat pentru plastice, separat pentru gunoi menajer, etc. În niciun caz trebuie învățați că nu se aruncă gunoiul pe stăzi, în râuri și în lacuri, și foarte important să fie supravegheate mai bine râurile de către oamenii legii, cu camere video, drone și să fie descoperiți cei care aruncă gunoaie în râuri, identificați și amendați cu amenzi uriașe, care să-i descurajeze și pe alții să mai facă la fel. La revedere!